importante. Parlamentul a dat ceva lui la Parlament de către opoziție, pe care ar vota-o și cei de la putere. Mâine, Comitetul Executiv al PSD va discuta soarta lui Toader. În replică, ministrul a anunțat că își va continua activitatea până când schimbarea va fi făcută publică în Monitorul Oficial. Cu alte cuvinte, atunci când președintele Iohannis va semna decretul de revocare. Mâine este o ședință a Comitetului Executiv Național, o ședință în care se așteaptă, sau cel puțin liderii PSD discută despre remanierea dumneavoastră. Vă așteptați mâine să fiți remaniat? Vă dați demisia dacă vi se retrage sprijinul politic? Chiar nu cred, probabil nici nu o să mai avem ocazia, dar chiar nu vreau să vă răspund de 1000 de ori la aceeași întrebare. Pare așa ca un exercițiu să vedeți dacă țin minte ce am răspuns anterior. O remaniere guvernamentală. Ce faceți de mâine? Aveți și această remaniere și o moțiune? De mâine, dar mâine voi fi ministru. După amiază, așa. Nu, voi fi ministru, da. În opinia dumneavoastră. De unde sunteți? Voi fi ministru până... Foarte bine, succes. Voi fi ministru, am spus de 1000 de ori, dacă nu vreți să rețineți, până în momentul în care Monitorul Oficial apare asta cu... Asta am înțeles. Păi, până atunci plecarea voi plec de la minister, când văd în Monitorul Oficial dar că X... În Monitorul Oficial putem să vedem și printr-un act de demisie al dumneavoastră și așa puteți să plecați de la minister. E nevoie de o semnătură a președintelui Claus. Eu știu provocarea. Dar chiar și de ar fi demisie, tot trebuie decretul președintelui de revocare. Deci, reperul fix, obiectiv și juridic este monitorul oficial. Senatorul PNL, Alina Gorghiu, bună seara. Bine v-ați. Înțeleg că ați atins premiera, performanța de a-l apăra pe Tudorel Toader astăzi în Parlament, cei de la PNL. Ce poate da relativ prost pentru publicul care e obișnuit cu critica opoziției și a Partidului Național Liberal la adresa lui Tudorel Toader, dar astăzi a fost o situație inedită și lipsită, aș spune, de decența instituțională pe care trebuie să o arătăm cu adică toții. Adică era acolo un ministru scurt, care trebuia lăsat să vorbească? Un ministru invitat de staful Comisiei Speciale conduse de Florin Iordache, care, dintr-o dată, din pricina acestui scandal intern între ministru susținut de PSD ALDE și liderii PSD, n-a fost lăsat să vorbească. Intervenția mea și a colegilor mei din comisie n-a făcut decât să aducă în parametrii civilizați o dezbatere și anume am cerut să fie lăsat ministru să vorbească la începutul simulării de dezbatere. Adică de reprezintă și el totuși o instituție importantă, da, nu și a statului un român. Un punct de vedere practic al unui guvern care nu și-a asumat ordonanță pe care PSD-ALDE și-o dorau foarte mult. De ce nu și-a asumat-o? N-a răspuns ministru. De ce o săptămână a anunțat public că își va asuma aceste ordonanțe de urgență, ca peste o săptămână să spună că nu se mai justifică urgența, iarăși n-a furnizat răspunsurile în Comisia Dar Specială. Dar ce bănuiți, doamna Gorghiu, că se întâmplă de fapt? Adică care să fi fost acest joc al lui Tudorel Toader, care nu durează de ieri de azi? Adică are ceva vechime domnul Toader în baletul ăsta pe care îl face? În păcăleală, în înșelătoria pe care o practică nu doar cu PSD-ul, o practică cu sistemul judiciar, o practică din păcate cu instituțiile europene. Ce a făcut domnul Toader în mod normal este de nejustificat și nu vreau deloc să las vreo notă în discursul meu care să-l circumstanțieze pe acest domn ministru, pentru că în realitate toată această inflamare din sistemul judiciar s-a produs din pricina unui ministru care a servit preț de mai bine de 2 ani de zile interesul PSD și cauza punctuală a domnului Dragnea. A reușit să ne ostilizeze tot ce înseamnă expert din sistemul judiciar, a reușit să facă un lucru fără precedent, să aibă magistrații la ușa ministerului și pe treptele instanțelor din România, practic săptămână de săptămână, a reușit să aibă proteste de la grefier, o profesie care e în slujba cetățeanului din România și a sistemului judiciar, să nu vorbesc de sistemul penitenciar și de cei din penitenciare, să nu vorbesc de comisia de la Veneția pe care a păcălit-o în față, în discuțiile dintre dânsul și experți, că își va asuma toate recomandările pe care dânsii le fac. În România
spunând public același lucru, urmând, evident, un alt parcurs, și anume acela al nerespectării recomandărilor pe care aceștia le-au făcut. Colac peste pupăză, evident că a intrat în disgrația unui PSD care a dorit, ca prin ordonanță de urgență, să rezolve cadrul legislativ care să favorizeze liderii PSD. Asta vreau să spun. Vorbeați ceva mai devreme de relația instituțională, Parlament, membru al Guvernului, doar că tot discursul de azi al lui Florin Iordache, cu ați venit neinvitat, cu evitarea luării de cuvânt și așa mai departe, a fost menit, de fapt, să semnalizeze foarte clar că nu cât mai de detestat e domnul Toader, nu? În da, a fost o poziție de cocoș mai degrabă politică a domnului Iordache. În realitate, chiar dacă există o intoleranță între PSD și acest ministru susținut, repet, de PSD, care le-a făcut foarte mari servicii, vă amintesc de revocarea procurorului de la DNA, de tentativa de revocare din funcția procurorului general și multe alte lucruri care să servească, repet, cauza PSD-ALDE. În ciuda acestor animozități punctuale, ministrul putea fi lăsat foarte bine să vorbească, să-și explice punctul de vedere. Să vedem ce s-a întâmplat în această comisie, acolo unde Tudorel Toader și-a privit în ochi dușmanii în așteptarea remanierii. A mers la comisia condusă de Florin Iordache, așa cum v-am spus. De altfel, această comisie a stabilit deja noua variantă a codului penal, iar săptămâna viitoare ar urma să fie adoptat de Camera Deputaților. Și am ajuns aici pentru că ministerul, în aceste 4 luni, nu a făcut nimic. Mulțumesc! Florin Iordache l-a luat la rost pe Tudorel Toader în debutul ședinței Comisiei Speciale. Omul lui Dragnea i-a reproșat ministrului că a venit neinvitat la ședință și că nu a modificat el actul normativ prin ordonanță de urgență. Misiune care și-a asumat-o până la urmă chiar Iordache, cel care a rămas în istorie pentru mult hulita ordonanță 13. Și pentru a se asigura că nu are niciun amestec, Iordache a insistat cu scuzele. E greșeala staffului, domnișoară. Deci, numai puțin, e greșeala staffului, mi-o asum. Eu personal nu l-am invitat pe domnul ministru, am considerat că nu este necesară prezența dumnealui. Deputatul PSD a refuzat inițial să-i dea cuvântul lui Tudorel Toader, dar la insistențele USR și PNL s-a răzgândit. Ministrul Justiției a subliniat că proiectele trimise de el Parlamentului au fost modificate substanțial de senatori și deputați, astfel încât nu mai avea nicio legătură cu ce trimisese el. Domnul ministru a venit doar să vă vadă cum vă contraziceți, dar nu ăsta e motivul. Doamna secretar de stat Moț mi-a spus că ministerul a fost invitat la debutul dezbaterilor pentru reluarea acestui proiect de lege. Acesta este motivul pentru care am venit. Mă uit la ceas să mă încadrez în cele 2 minute. Încerc. Președintele Comisiei Speciale pentru Legile Justiției, Florin Iordache, a propus și un calendar rapid pentru modificarea codurilor penale, strict cu articolele care au trecut de filtrul CCR. Pe de altă parte, Tudorel Toader a reamintit că el a trimis Parlamentului odată cu cele 2 proiecte de modificare a codurilor și o solicitare de aviz de la Comisia de la Veneția, document care a rămas însă îngropat în comisia condusă de Iordache. Ne uităm pe fond la ce modificări s-au adus și ce impact au ele. Colega dumneavoastră, Raluca Turcan, din cameră, spunea că lucrurile astea sunt, de fapt, protecție pentru VIP-uri în fața justiției. Cum o resimțiți povestea asta? Codurile în sine sunt niște documente, niște acte normative care ar trebui să servească în mod egal tuturor. N-ar trebui să fie făcute niște legi vizând chipul unei persoane de la un partid sau altul. Toată senzația aceasta de 2 ani de zile, de 2 ani și ceva de când guvernează PSD, de la ordonanța 13 până astăzi, când au fost din nou adoptate în comisie, a fost adoptat proiectul de cod penal, toată senzația a fost exact aceasta, că se croiește codul penal sau codul de procedură penală sau orice legislație în domeniul penal după nevoia din dosarul domnului Dragnea și altor câțiva din PSD. Și am să vă dau exemplu de susținere ale colegilor mei din această comisie specială, susținere ale specialiștilor din spațiu public. Reducerea termenelor de prescripție. Este unul din articolele controversate din acest cod care ajută ca dosarele dinainte de 2010 să fie prescrise. Practic, orice dosar dinainte de această dată, calculul, faceți-l pe aprilie 2010, este dat uitării.
Vorbim de termene care, de exemplu, deși discuția e destul de tehnică, pentru infracțiuni pentru care pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depășește 20 de ani, se reduce prescripția răspunderii penale de la 10 la 8 ani. Și tot așa, se reduce pentru infracțiuni cu pedepse de peste 5 ani, dar până în 10 ani termenul consecința de la 8 la 5 ani. Înțelegem că foarte multă lume e scoasă din cauză, dosare, nu până la urmă. Evident, se prescriu dosare. Se prescriu dosare, se prescrie răspunderea penală în acele dosare, printre care specialiștii spun că și dosarul domnului Dragnea este în aceeași situație. Nu vreau să speculez pe acest lucru, nu vreau să creadă nimeni că PNL sau opoziția are obsesie pentru dosarul punctual sau al domnului Dragnea. Contează doar Liviu Dragnea, pentru că vorbim de, cum ați spus, un cod care se aplică tuturor. Aici este mesajul de fond sau substanța. Din păcate, nu este un articol sau o legiferare făcută în interesul cetățeanului, ci este o legiferare făcută pentru un grup restrâns de cetățeni. Dar pot să vă mai dau exemple. Se îngreunează confiscarea extinsă. Avem o modificare a articolelor din cod care presupune ca bunurile transferate de persoana condamnată către un membru al familiei să poată fi confiscate doar dacă acest membru al familiei a cunoscut că scopul transferului este evitarea confiscării. Deci furi, faci un prejudiciu, transfer banii unei rude, dar dacă ruda nu știe de unde vin banii aia, confiscarea extinsă nu se mai aplică, banii rămân bine mersi la membru familiei tale. Convenabil. Da. Nu? Destul de convenabil. Ca să mai dau alte exemple punctuale să înțeleagă cei care ne urmăresc. Se dezincriminează, de exemplu, infracțiunea de neglijență în serviciu. Este practic eliminată cu totul această infracțiune. Pedepsele pentru foarte multe infracțiuni, în special cele pentru serviciu, sunt reduse. Se modifică noțiunea de trafic de influență. Abuzul în serviciu, în cel din codul penal, cel reglementat prin legea specială conexă faptelor de corupție, abuzul în serviciu este dezincriminat. Sunt foarte multe exemple care ar putea să ne conducă la ideea. Deci înțelegem cam ce s-a lucrat astăzi în această comisie. Pe de altă parte, ne imaginăm, doamna senator, că se lucrează la găsirea unui înlocuitor pentru Tudorel Dragnea, pentru Tudorel Toader. Sper că și pentru Liviu Dragnea. Vreau să zic că pe lista lui Liviu Dragnea, pentru că probabil înlocuitorii vin de la PSD, nu mai ține povestea asta cu locul. Istorie, asta e un lucru cert. Robert Cazanciuc, senator. Eugen Nicolicea, poate Șerban Nicolae, alt senator, sunt colegii dumneavoastră în senat. Să vă spun un lucru și să distrug un fel de idee pe care unii alții, apărând PSD și apărându-l pe Tudorel Toader, încearcă să o inducă în opinia publică, și anume că uite cum moțiunea de mâine pe justiție a Partidului Național Liberal servește cauza PSD. Nu, am să vă spun așa, în momentul în care ai un rău în organism, o infecție în organism, trebuie să o rezolvi pe ea de atunci, nu să te gândești la drobul de sare că ar veni un ministru mai prost pe funcție decât Tudorel Toader. Istoria ne arată că întotdeauna se poate mai prost sau se poate să rezolvi o problemă punctuală gândindu-te ulterior cum gestionezi și cum ții frâiele sistemului judiciar. Sunt variante de discuții pe care PSD le va face. Eu sunt curioasă la ce metodă va apela să scape de Tudorel Toader mâine, pentru că nu e așa de simplu. Evident că problema remanierii domnului Toader nu este atât de facilă pe cât și-o imaginează Liviu Dragnea. Din declarațiile domniei sale de astăzi înțeleg că nu prea se dă pleca de la Ministerul Justiției, că îi se pare că a făcut foarte multă treabă la acest minister. Probabil că mai are încă ceva de rezolvat. Mai e vreo profesie liberală pe care n-a distrus-o definitiv. Sau pur și simplu e foarte tipicar, să spunem așa, domnul Toader. Vrea toți pașii procedurii, nu pleacă foarte ușor. Din 2002 până astăzi, în politică am învățat un lucru. Când nu mai ai susținerea unui partid care te-a susținut, funcția devine... Dar cum ar fi să stea acolo domnul Toader acum, în ciuda voinței celor din PSD-ALDE, cum au stat miniștrii aia pe care Klaus Iohannis nu îi lăsa să plece nesemnându-le decretele de revocare? Vă amintiți la începutul anului? Au stat vreo lună și ceva. Ce exercițiu de forță va face PSD? Gândiți-vă că lucrurile sunt într-o dinamică nesănătoasă, politic, în curtea domnilor lor. Se vede că e așa, e o stare de agitație în PSD. Ieri, luni, la început de săptămână, au stabilit un calendar căruia eu m-am opus din răsputeri în birou permanent. Pe 6 mai amânaseră discuția pe moțiunea simplă pe justiție. De ce? Pentru că n-aveau discuțiile interne făcute, cum îl schimbă pe Toader, cu cine, dacă îl schimbă, dacă nu îl schimbă, dacă e de acord doamna Dăncilă sau nu e de acord. Se pare că după ziua de ieri, finalul zilei de ieri, lucrurile s-au accelerat.
Mâine vom avea un birou senatorial, un birou al Senatului, dimineața la 9:30. Se va stabili un plen, tot pe surse se discută acest lucru, undeva în jurul orei 3, când se va fi terminat ședința politică a PSD-ului, de PSD. Unde deja va fi fost luată. Să vedem ce zice și cealaltă componentă a coaliției, pentru că nici ultimul apărător al lui Tudorel Toader n-a mai avut vreo șansă să-l înduplece pe Liviu Dragnea. Călin Popescu-Tăriceanu a avut azi o întâlnire cu șeful PSD și la final nu a dorit să comenteze nimic despre soarta lui Tudorel Toader, semn că totuși soarta ministrului e pecetluită deja. Despre restructurarea guvernului, ați discutat cu domnul Dragnea? Despre modificarea lui Tudorel Toader? Despre amânarea de la Senat în dosarul dumneavoastră? Pe dosarul dumneavoastră, domnul Robert Cazanciuc a cerut astăzi ca procurorii DNA să vină în Parlament și să răspundă întrebărilor. Vi se pare ceva normal? S-a mai întâmplat acest lucru? Spuneți-mi în ce formulă vreți să vă spun. Vă place formula aia generală, no comment? M-a spus, nu fac declarații. Bun. Ce înțelegem din replica asta a domnului Tăriceanu? Că presiunea a fost foarte mare. Că e pe cale de dispariție. Și e unul din ultimii susținători ai domnului Toader, Călin Popescu-Tăriceanu, de altfel și ieri, după ședința de birou permanent, a fost cel care a spus că nu va vota o moțiune a Partidului Național Liberal împotriva lui Tudorel Toader, indiferent ce a făcut. E clar că problema din... Nu are multe lucruri din... de pierdut, domnul Tăriceanu, asociindu-se cu Tudorel Toader, pe care l-a tot susținut, pentru că, mă rog... N-are nici multe de câștigat. Îmi pare rău să-i spun asta lui Călin Popescu-Tăriceanu, eu spun în public, fără niciun fel de ezitare... ALDE n-a avut nimic de câștigat din perspectiva dorințelor lor de modificare legislativă de pe urma mandatului lui Tudorel Toader. S-a asociat cu un ministru care a reușit performanța să ostilizeze tot. Dar uitați-vă că acest final de mandat al lui Toader e jucat în felul ăsta de Călin Popescu-Tăriceanu și de ALDE. Nu cu noi este în conflict, domnul Toader. E cu PSD în conflict și dacă e în conflict cu PSD-ul... Nu, este în conflict... Care l-a susținut până acum, e ceva acolo totuși care... E foarte multă lume. Să nu suprapunem cauzele. Conflictul cu opoziția este că a reușit să denatureze justiția într-o asemenea măsură. Când ne va trebui ani de zile să repunem pe făgașul normal și independența procurorului, independența magistratului și tot ce trebuie la locul lui. Cu PSD-ul este în conflict pentru că n-a servit până în ultima secundă cauza domnului Dragnea și a celor din PSD. Aici este, vorbim de conflicte total diferite, cu cauze total diferite. Călin Popescu-Tăriceanu îl sprijină pentru că a fost unul dintre cei care încă de la început l-a sprijinit pe Tudorel Toader în acest mandat, din punctul meu de vedere, nejustificat. Ce urmează să se întâmple? Pentru că, bun, se schimbă titularul de la minister și acum, nu știu, ofensiva prinde o ia în galop spre modificările dorite de Liviu Dragnea și de apropiații din PSD? Sau, mă rog, ăsta a fost cumva punctul culminant mâine și de aici încolo... Vota... Nu, așteptați-vă că această sarabanda modificărilor legislative să continue câtă vreme această majoritate va funcționa în acești parametri. Vom avea mâine, presupun, la vot final, dacă cele anunțate de Florin Iordache se adeveresc, mâine în primă cameră sesizată, Senatul României, codul penal. Codul de procedură penală deja în Camera Deputaților. Calendarul PSD-ALDE presupune ca săptămâna viitoare în Camera Deputaților să se voteze cele două coduri. Repet, codul penal, codul de procedură penală. Evident că va urma un atac la Curtea Constituțională al Partidului Național Liberal, o spun celor de la PSD ca nu cumva să-și imagineze că vor deveni realitate fără bătălie pe aceste coduri, modificările domniilor lor. După atacul la Curtea Constituțională vom vedea ce rămâne de făcut. Mulțumesc foarte mult, vă Alina Gorghiu. Fostul șef al DNA, Daniel Morar, actual judecător la Curtea Constituțională, a anunțat că renunță la un premiu după ce distinția i-a fost oferită și lui Augustin Lazăr. Ce spune Morar, vedeți imediat. Întreaga lume e cu ochii spre Paris, acolo unde unul dintre simbolurile Franței și ale întregii creștinătăți, Catedrala Notre-Dame, a fost aseară mistuită de flăcări. Peste 800 de ani de istorie s-au transformat în scrum. Între timp, procurorii francezi au deschis o anchetă și au început să audieze muncitorii care au lucrat la restaurarea catedralei.
prăbușirea turlei sau fleșa, cum mi se mai spune, este momentul dramatic al incendiului care a izbucnit la o oră chiar înainte de lăsarea serii. Odată cu turla s-a prăbușit și acoperișul pe toată lungimea catedralei, una impresionantă de 130 de metri. Când a izbucnit incendiul, se făceau renovări, iar focul s-a aprins undeva în pod, spun unii dintre muncitori. De pompieri au ajuns de urgență la catedrală. Au intervenit cu 10 de tunuri cu apă, autospeciale și ambulanțe. Abia după aproape 10 ore, salvatorii au reușit să stăpânească focarele din afară și dintr-o parte din interiorul catedralei. În loc să fugă de locul incidentului, mulți parizieni, dar și turiști, au mers la catedrală. Au stat până noaptea târziu, au fost alături de salvatori și s-au rugat. Jurnalistul Paul Cozighean, corespondentul Figaro, e în platoul B1. Bună seara! Bună seara, mulțumesc frumos m-ați chemat. Un eveniment care a mișcat o lume întreagă, a strânit valuri de emoție. Ați locuit, am înțeles, în apropiere de catedrala Notre-Dame și vă leagă multe de locul ăsta. Așa este. Cum au primit parizienii, ce a însemnat pentru ei? Noi am văzut și manifestarea asta de solidaritate în orele scurse. Da, încă sunt șocat, să știți, și nu sunt vorbe mari, adică chiar trăiesc niște momente, dar nu aș fi crezut vreodată să fiu în fața unui eveniment de o asemenea amplitudine și ce este foarte interesant este că nici n-am bănuit că o să-mi producă o asemenea stare, adică și lucrul ăsta l-au trăit și, să zicem, concetățeni de-ai mei în Paris, care au redescoperit dintr-o dată că catedrala asta reprezintă un membru al familiei, de fapt. Este sufletul lor, nu este doar sufletul, inima Parisului, este kilometru zero, nu știu dacă știți că de acolo, kilometru zero în Paris, începe de la catedrala Notre-Dame, de pe platforma din fața catedralei Notre-Dame, cum se spune în franceză, le Parvis de Notre-Dame. Vreau să vă spun că aseară ați dat niște imagini acum cu oameni care cântau, mulți tineri care cântau pe stradă și citeau rugăciuni. Să știți că nu toți sunt creștini sau practicanți. Asta a fost o comuniune care continuă și asta este o comuniune a tuturor oamenilor, indiferent dacă sunt credincioși, dacă nu sunt credincioși. Fiecare dintre ei are o istorie cu acest monument și... E un simbol cultural sau care îi unește pe parizieni, mai degrabă Paul Cozighean, pentru că îi se tot lipește această etichetă Franței, că nu are un raport cu religia foarte strâns, să zicem, francezii de azi. Și atunci întrebarea e, spuneați, e un fel de membru al familiei, obiectivul ăsta. Are legătură mai mult cu sentimentele nu, decât este cu religia, cu religiozitatea? Este totuși, ține și de religie. Să știți, de exemplu, nu știu, vă împărtășesc din experiența mea și din ce am trăit eu. Nu conta în ce cartier al Paris. M-am mutat, am locuit în vreo 5 sau 6 cartiere în ăștia 20 de ani în Paris. De fiecare dată, de sărbători, de înviere, de Crăciun, mă duceam la biserica din cartier să aprind o lumânare, să ascult niște cântece și așa mai departe. Dar a doua zi de Crăciun, de exemplu, nu exista... mi-o luau pașii înainte, nu știu cum, adică nici nu trebuia să mă gândesc, mâine mă duc la Notre-Dame. Era ceva aproape automat. Mă trezeam că ajung și la Notre-Dame să fac și acolo o rugăciune și să fiu și acolo cu oamenii, bineînțeles, foarte mulți turiști, ca întotdeauna la Notre-Dame să stă și câte două ore la coadă în față, n-am să uit ultima oară
chiar în ajun de sărbători, anul trecut am fost cu părinții acolo și era frig, era mizerie, ploua și părinții mei care au peste 80 de ani, am zis duceți-vă într-o cafenea și stau eu la coadă și veniți peste jumătate de oră, trebuie să o duc când ajungem în față. Și cum să vă spun, deci e un loc unde efectiv este în venele noastre, este atât de strâns și eu vorbesc, eu am aproape 60 de ani mâine, poimâine, dar atâția oameni și toată istoria Parisului și toate generațiile din Franța care au trăit în această catedrală, toate dramele și toate bucuriile. Eu am avut aseară acest flash cu eliberarea Parisului și cu celebrul discurs al lui generalului de Gaulle, care a zis Paris martirizé, mais Paris libéré. Și se face această declarație în fața catedralei Notre-Dame, adică ăsta este punctul unde întotdeauna se celebrează atât veștile bune și victoriile, bineînțeles, de exemplu și Franța când a câștigat campionatul mondial și acolo se făceau, cum să spun, era fericire, era mulțumire și bineînțeles se celebrau în mormântările, François Mitterrand, slujba principală a avut loc în Catedrala Notre-Dame, sau toate slujbele acestea de doliu după atentatele care au îndoliat Franța și, cumva, apropo de atentate, deja francezii ieri plângeau pe stradă, erau oameni care veniseră cu metrou, au venit din suburbii ca să se uite și să fie alături de acest monument, să-l petreacă cumva. Pentru că să știți că marea majoritate a experților spun că ei și-au luat rămas bun de la acest monument, pentru că va dura peste 40 de ani ca să fie reconstruit. Și vă dați seama că mulți dintre noi nu o să-l mai apucăm să-l vedem așa cum a fost, dacă se va mai ajunge vreodată. Deci, mulți oameni au venit să-și ia rămas bun. Să-și ia rămas bun de la monument, să-și ia rămas bun de la o parte din ei, de la o parte din viața lor. Este un moment teribil. E un monument... E greu de explicat, să știți. E un monument, apropo de exact de partea asta care poate e mai greu de explicat, e un monument care, dincolo de simbolistica religioasă, are și o aură din aceasta... probabil de mister sau de nepătruns, potențată și de romanul lui Victor Hugo. Pe de altă parte, dacă e să ne uităm la simbolistica religioasă pentru început, știm că un pompier, de exemplu, un pompier erou declarat ca atare, a reușit să salveze din calea flăcărilor una dintre cele mai prețioase relicve. E vorba despre coroana de spini, exact, pe care se spune că ar fi purtat-o Iisus Hristos în momentul răstignirii și care a fost adusă la Notre-Dame. A fost adusă de regele, în perioada în care de Sfântul Rege era încă în Ludovic, în anul 1239. Da. În 1239, vă dați seama. O relicvă venerată, da, nu și de catolici și de ortodoxi deopotrivă. Și s-a vorbit foarte mult despre asta. La fel, da, primarul Parisului a ținut să spună că s-a salvat și corona de spini și mantia cu care, exact, Sfântul Rege lui, exact, a venit și a intrat, da, în biserică, nu? Să știți că există o listă, adică așa cum oamenii au fost evacuați conform unui program, se fac repetiții foarte des de evacuare a Notre-Dame-ului, așa aveau și o listă exactă a pieselor cele mai importante care trebuiau salvate în primul rând. Deci asta a fost deja o parte care a îngreunat un pic toată intervenția pompierilor, pentru că trebuia neapărat să se pătrundă la sol în catedrală ca să se poată extrage aceste cum să spun, obiecte de o inestimabilă valoare. Și au utilizat un robot pompierii, deci s-a pătruns cu un robot specializat care să analizeze și cât este de încins solul și așa mai departe și să vadă dacă există suficientă siguranță ca să poată intra și pompierii și poliția, uitați, jandarmi, polițiști, mm-hmm, care au ajutat la extragerea acestor piese, care au fost depuse, ele se află actualmente chiar într-o cameră la primăria Parisului care e în apropiere, iar mâine vor fi mutate la Louvre, unde vor sta ani de zile, probabil că vor fi și expuse, e foarte posibil. Aura asta de mister care înconjoară acest obiectiv, așa cum ziceam, a dus și la multe scenarii și poate și la o anumită percepție legată de această tragedie.
pentru că nu subiectul a fost literatură, film, muzică. Da. Toată lumea și turiștii care au fost acolo și cei care probabil n-au călcat vreodată în Notre-Dame, da, au această viziune de obiectiv încărcat de mister. Și atunci ceea ce s-a întâmplat a atras foarte multe scenarii, inclusiv unele din zona conspiraționistă, le-am spus noi. Cineva chiar inventaria o serie de incendii în bisericile din Franța în ultima perioadă. Da, da, am văzut și eu asta. Și nu numai o serie de incendii din ultima perioadă, dar și o serie de incidente de genul ăsta, ori un atentat, ori cum a fost incendiul ăsta, care sunt în imediata apropiere a unui eveniment important. Ori o alegere prezidențială sau legislativă, ori cum este cazul acum cu această intervenție așteptată a președintelui Macron, care trebuia să aibă loc ieri seară și care a fost amânată pentru astăzi, cu puțină vreme în urmă. Am aflat că astăzi, peste 30 de minute, președintele Franței se va adresa națiunii în promisul mesaj pe care îl pregătise de fapt pentru ziua de ieri. Bineînțeles, întotdeauna vor fi aceste supoziții legate, poate acum e și coincidența asta legată și de finanțarea reparației. Deja reparațiile începuseră și e scandal mare pentru că monumentul trebuia mai de mult să intre în reparații și se plângeau cei care se ocupă de asta că n-au suficienți bani, erau doar 170 de milioane de euro. Se apropie, înțelegem, de un miliard în acest moment, da, sunt aproape 800 de milioane de euro. Să știți, da, 800 de milioane, 800 de milioane, dintre care mi-am notat eu vreo 360 de milioane sunt deblocate din bugetul statului francez pe anul viitor, pe 2020. Familii foarte bogate, Pinot de la Gucci, de exemplu, sau Arnaud de la, exact, Louis Vuitton, au promis la fel. 200 de milioane, 300 de milioane. Da, da. Bănci, sunt mai multe bănci care s-au raliat și care vor da în jur de 25-30 de milioane, Primăria Parisului 50 de milioane, Grupul Total 100 de milioane. Să știți că deja experții, apropo de partea asta de finanțare, au spus nu banii vor fi problema. Problema cea mai mare și cea mai dificil de rezolvat în perioada următoare este să găsim oameni specializați care să mai construiască la loc așa ceva, pentru că nu mai există. Deci această construcție, podul ăla, făcut cadrul acela din lemn care susținea podul, e o chestie extrem de sofisticată, nimeni nu mai știe să facă așa ceva. La fel piatra, cum să șlefuiești piatra. Și faimoasele vitralii, nu? Care... Vitralile, să zicem că au scăpat, ca prin minune au scăpat, dar totuși sunt două găuri. Știți cum arată, nu știu dacă ați apucat să vedeți sau dacă ați transmis mai devreme, astăzi ministrul de interne a putut să intre să vadă puțin înăuntru cum se întâmplă. A fost lăsat să intre în câțiva metri în față și bineînțeles că totul a fost organizat și pentru presă și a fost foarte impresionant pentru că jurnaliștii intrau unul câte unul, fiecare. Era întâi un fotograf, făcea trei poze, pe urmă venea un cameraman de la o televiziune, pe urmă alt fotograf din altă parte, deci ca să constate pentru fiecare media în parte, să se uite și să poată să ne arate și nouă publicului. Dom'le, sunt două găuri, deci cupola, structura de care se spune că a rezistat, totuși are două enorme găuri, deci este bombardată. Arată ca după bombardament. E ceea ce n-au reușit să facă două războaie mondiale, exact, nu, dacă să Da, nu, n-a pățit nimic în cele două războaie mondiale catedrala și acum este absolut un coșmar, adică nu-mi vine să cred că trăiesc așa ceva. Tot am impresia că nu știu, trebuie să mă trezească cineva, m-ați trezit dumneavoastră că m-ați chemat, știți că m-ați scos din... Lumea se întreabă cum e posibil ca autoritățile franceze să vină și să spună incendiul are cauze necunoscute. Adică pare așa o explicație, da, care de fapt nu e o explicație, bună întrebare. Cu cât acest obiectiv și în vremuri de restaurare și în vremuri în care, mă rog, nu sunt lucrări, este foarte bine păzit și, așa cum spuneați, beneficiază de foarte multe proceduri de evacuare, de protecție împotriva incendiilor și așa mai departe. Și, cum s-a putut întâmpla oare? Sau... Și intrarea nu se face, adică nu se dă drumul la toată lumea dintr-o dată, adică există, ei numără oamenii care intră și au un plafon să numără oamenii care ies, oamenii care intră, adică în așa fel încât să nu fie prea aglomerat înăuntru. Cât de inabil să fi mânuit cineva echipamente de lucru astfel încât să ducă la un asemenea incendiu? Nu este de la o mânuire și să nu inabilă. Poată să-l semnaleze sau să-l stingă mai devreme, să zicem, să-l gestioneze. Deci incendiul a demarat la 18:50. În ziua de ieri, cred că au lucrat între 15 și 20 de oameni au lucrat acolo. Ei au fost anchetați încă de azi noapte.
15 sau 20 de muncitori, dar nu se lucra în momentul respectiv. Este foarte, părerea mea personală este că undeva s-a produs un scurt circuit, dar din ce motiv? Nu știu dacă telespectatorii au văzut sau s-a înțeles că există deja o structură care s-a construit de câteva sute de tone și care a rezistat, culmea, din metal, niște schele uriașe de pe care oamenii au venit și au început să lucreze la repararea acoperișului, au scos statuile care erau deasupra, deja au reușit să le pună în adăpost cu câteva zile înainte. Cei de la canalul francez TF1 au făcut și un reportaj pe tema asta. Această structură, ea a trebuit cumva să fie încastrată în podul ăsta de lemn. Deci au pătruns, au trebuit să spargă puțin. Posibil să fie atins vreun cablu. Trebuie să nu uităm că această catedrală construită cu sute și sute de ani, pe vremea aia nu mai exista curent electric, da? Deci toată căblăraia de electricitate a fost trasă ulterior, ori nu a fost săpată în piatră sau scobită în lemn. Ele au fost puse pe deasupra. E foarte posibil undeva să se fi produs vreun scurt circuit, vreo scurgere, pentru că practic acoperișul nu mai era intact din momentul în care ei au construit această structură. Da? Va fi foarte greu să se stabilească o anchetă în curs, ale cărei rezultate le așteptăm. 50 de anchetatori care lucrează. 50 de anchetatori. Paul Cozighean, mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile și pentru experiența personală legată de toate lucrurile acestea. Vorbim în câteva momente despre cum se face campanie electorală marca UNPR. După publicitate, vedeți cum a ajuns Gabriel Oprea să-și pună afișele chiar pe un bloc retrocedat ilegal de fostul său om de încredere, Nicolae Onțanu. Rămâneți cu noi! DNA, Daniel Morar, a anunțat că renunță la un premiu primit de la Grupul pentru Dialog Social după ce organizația l-a premiat pe Augustin Lazăr la finalul anului trecut. Procurorul general i-a acuzat, vă reamintesc, că a refuzat înainte de 89 eliberarea unui deținut politic. Fostul șef DNA Daniel Morar le-a trimis celor de la GDS o scrisoare în care a anunțat că renunță la premiul acordat de grup în 2011. Asta după ce GDS a decis anul trecut să-i acorde premiul anual lui Augustin Lazăr în ciuda informațiilor apărute recent despre implicarea lui în eliberarea condiționată a deținuților politic de la Aiud în anii 80. Lazăr a refuzat atunci eliberarea deținutului politic Iulius Filip. Morar susține că a fost surprins de decizia celor de la GDS. În contextul dezvăluirilor recente ivite în spațiul public cu privire la activitatea domnului Augustin Lazăr ca procuror în perioada regimului comunist, surprinderea mea a fost cât se poate de mare atunci când am aflat că premiul GDS pe anul 2018 a fost acordat acestuia în pofida faptului că activitatea dânsului a presupus volens nolens prin actele întocmite în dosarul dizidentului comunist Iulius Filip, cauționarea regimului represiv. În opinia lui Daniel Morar, Augustin Lazăr este departe de a fi inocent. Din câte ne dăm seama, domnul Augustin Lazăr nu a fost un torționar, însă nu este niciun inocent. Profesia de procuror în regimul comunist a ales-o în cunoștință de cauză și trebuia să înțeleagă care sunt consecințele unei asemenea activități într-un regim represiv. Avea de ales chiar în condițiile acelor vremuri, mai ales că erau anii 80, iar nu anii 50. Istoria ne arată că actele de tortură în timpul regimurilor dictatoriale erau comise de regulă de forțele de miliție, poliție, de către ofițeri de siguranță, securitate sau de către gardienii închisorilor, se mai arată în scrisoarea fostului șef DNA. Președintele Klaus Iohannis a lansat o nouă serie de atacuri la adresa PSD. Șeful statului i-a criticat pe socialdemocrați pentru că nu au făcut nimic pentru sistemul de sănătate. PSD a promis românilor numai puțin de 8 spitale regionale și un spital republican. Sunt angajamente scrise negru pe alb în programul de guvernare, asumat și votat în Parlament. Ca și în economie, educație, infrastructură, și de promisiunile din domeniul sănătății s-a ales praful. Președintele a subliniat și faptul că românii suferă din cauza liderilor PSD certați cu justiția. Agenda publică este acaparată de peste 2 ani de problemele personale ale liderilor PSD certați cu justiția, timp în care cetățenii suferă tot mai mult de pe urma incompetenței guvernanților. În replică, socialdemocrații susțin că președintele Klaus Iohannis nu are dreptul moral să vorbească despre situația din sănătate. PSD consideră că atacul președintelui Klaus
Iohannis privind acțiunile guvernului PSD în domeniul sănătății denotă o ipocrizie jignitoare la adresa opiniei publice din România. Este absolut inacceptabil ca tocmai Iohannis să atace PSD că nu construiește spitale în condițiile în care PNL, partidul care îl susține în campania prezidențială, a închis 10 de spitale din România, redeschise apoi în guvernarea PSD. În 2019, guvernul PSD a alocat pentru sănătate cel mai mare buget din istoria României, 46,6 miliarde de lei, cu 16 miliarde de lei mai mult decât a alocat în 2016 guvernul Cioloș, susținut de Iohannis și PNL, se arată într-un comunicat transmis de PSD. Taxe reduse la jumătate pentru cei care fac afaceri pe insule și grinduri în România, inclusiv cazinouri. E propunerea senatorului PSD Șerban Nicolae și a fost adoptată de deputați. Opoziția susține că legea este una cu dedicație pentru Liviu Dragnea și insula Belina. Proiectul de lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabile anumitor terenuri, adoptat cu 177 de voturi pentru, 85 împotrivă și 9 abțineri. Camera deputaților a dat un dovr de inițiativei lui Șerban Nicolae, care instituie scutiri de taxe pentru activități economice autorizate, desfășurate pe terenuri precum insule sau alte suprafețe de uscat, inclusiv în delta Dunării. Articolul din proiectul de lege include și afacerile cu jocuri de noroc care s-ar putea desfășura în zonă. Concret, aceste terenuri sunt scutite de taxa pe teren, iar pentru anumite activități se aplică TVA redus la 5%. Inițiatorul proiectului susține că afacerile axate pe turism și agrement ar trebui susținute de autorități printr-un regim fiscal special tocmai pentru a dezvolta zonele respective. Opoziția a criticat dur acest proiect. Liberalii vor să atace actul normativ la Curtea Constituțională. Partidul Național Liberal a votat împotriva acestui proiect de lege, care este o nouă lege cu dedicație marca PSD, întrucât transformă Belina într-un paradis fiscal și al jocurilor de noroc, inclusiv cu ajutoare de la stat. Partidul Național Liberal va contesta la Curtea Constituțională această lege, care este făcută pentru interesul direct și personal al președintelui PSD. Camera deputaților este for decizional pentru acest proiect, așa că legea merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Gabriel Oprea revine la locul faptei, cum se spune. Liderul UNPR și-a pus un afiș electoral chiar pe un bloc situat pe terenul retrocedat ilegal în urmă cu mai mulți ani de fostul primar al sectorului 2, Neculae Onțanu. Între timp, Neculae Onțanu a ieșit din pușcărie, iar Oprea a rămas cu terenul. Gabriel Oprea a ajuns în decembrie 2008 proprietarul unui teren de 1000 de metri pătrați situat pe bulevardul Barbu Văcărescu. Conform DNA, terenul face parte din șpaga cerută de Onțanu și inițial a aparținut avocatei Loredana Radu. Ulterior achiziției pe acest teren s-a construit o clădire de 10 etaje ca urmare a autorizației de construcție obținută de avocată. Onțanu a fost reținut în 2016 pentru această retrocedare frauduloasă. Terenul a rămas însă la Gabriel Oprea, care îl folosește acum pentru a-și face campanie. Una dintre clădirile care a fost obiect infracțional într-un dosar deschis de Procurorii Anticorupție în martie 2016 este acum spațiu pentru afișe electorale. Astfel, pe fațada clădirii a apărut un banner prin care UNPR cere votul electoratului său pentru patrie și onoare. Proprietatea apărea în declarația de avere a lui Gabriel Oprea în 2009 și 2010. Ulterior, aceasta a ajuns la fica fostului vicepremier. Deși Neculae Onțanu a fost găsit vinovat, fostul primar a scăpat de problemele penale după ce faptele s-au prescris. Motivarea acestei sentințe a durat numai puțin de 470 de zile, un adevărat record. Dosarul fusese deschis după un denunț depus de Cristi Borcea în 2016. Guvernatorul Băncii Naționale a reacționat după ce proiectul privind repatrierea aurului a primit aviz pozitiv de la Comisia Juridică și de la cea de buget finanțe din Parlament. BNR nu poate susține propunerea legislativă și nici nu poate accepta integral propunerile primite de la domnul senator Șerban Nicolae, spune Muguri Sărescu. Legea va intra la vot final în plenul Camerei Deputaților săptămâna viitoare. În scrisoarea semnată de guvernatorul Băncii Centrale, Muguri Sărescu, acesta atrage atenția asupra multiplelor
unor încălcări ale legislației europene, în cazul în care proiectul privind aducerea în țară a aurului ținut la Banca Angliei ar deveni lege. Proiectul nu are un punct de vedere din partea guvernului și niciun aviz al Băncii Naționale a României. Și totuși, după ce a trecut de Senat, Comisia de Buget, Finanțe și Bănci a Camerei Deputaților a emis un raport favorabil pe proiectul legislativ inițiat de Liviu Dragnea și Șerban Nicolae. Imediat a venit reacția BNR. Banca Națională a României nu poate susține propunerea legislativă, nici nu poate accepta integral propunerile de amendamente primite de la domnul senator Șerban Nicolae. Creșterea rezervei de aur a fost necesară în vederea asigurării garanției asupra solvabilității externe, a plății la termen a serviciului datoriei externe contractate, a atenuării eventualelor dezechilibre conjuncturale și temporale ale deficitelor balanței de plat, se arată în scrisoarea guvernatorului. În prezent, 65% din rezerva de aur este păstrată la Banca Angliei. Acești oameni vor aduce aur în țară pentru că în momentul de față nu mai au de unde să se împrumute. Au împrumutat peste 3 miliarde de euro. Asistăm la un cuvânt numit repatriere, care dă bine mediatic și care, asociat cu patriotism, naționalism, adică tema de campanie a PSD-ului, dorește să prindă cât mai mult contur în rândul populației, dar ea are efecte negative pe termen mediu și lung foarte mari asupra viitorului acestei țări. Proiectul inițiat de Liviu Dragnea și Șerban Nicolae prevede ca Banca Națională a României să repatrieze 91,5% din aurul depozitat de România în străinătate, respectiv aproape 56 de tone de aur. Cei doi doresc ca depozitele de aur constituite de BNR în străinătate să nu poată depăși 5% din cantitatea totală de aur constituită ca rezervă. Ne reîntâlnim mâine seară la ora 20. Dosar de politician cu Silviu Mănăstire în câteva momente. Rămâneți cu noi!